Astăzi, 14 iunie, este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. În acest an, genericul Zilei Mondiale este Toți donatorii de sânge sunt eroi. Astfel, cu acest prilej în Târgoviște, dar și în întreaga țară, au fost deschise mai multe puncte de colectare a sângelui, unde fiecare doritor a putut salva un om prin donarea de sânge. Peste 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene depind de sângele donat de mai puțin de 15 milioane de donatori. Nu este suficient pentru a satisface necesarul tuturor europenilor care depind de sânge pentru a supraviețui unei situații de urgență sau care trăiesc cu boli cronice care necesită transfuzii regulate. Jandarmii dâmbovițeni nu au stat pe gânduri și au mers să doneze sânge la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Dâmbovița. Acțiunea a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, iar prin acest gest, jandarmii dâmbovițeni au dorit să-și aducă aportul la completarea rezervei locale de sânge, încercând astfel să determine cât mai mulți cetățeni să ia atitudine și să conștientizeze că prin sângele donat pot salva viața semilor aflați în suferință. Și în cursul lunii trecute, 33 de jandari de Moviteni au participat la o acțiune desfășurată în cadrul Programului Național de Donare de Sânge O Șansă pentru Viață, inițiat în parteneriat cu o organizație non-guvernamentală, cu care Inspectoratul Județean de Jandari de Dâmbovița a încheiat un protocol de colaborare al cărui scop primordial constă în desfășurarea în parteneriat a unor activități de informare, educare și instruire a tinerilor și adulților în vederea promovării donării de sânge și a îmbunătățirii stocului sanguin local.